Vestea bună. Pavel se așează confortabil și așterne pe hârtie conținutul veștii bune. Este cea mai argumentată, cea mai complexă scrisoare a Noului Testament. Este povestea veștii bune, o ancoră aruncată în cer. Pentru că vestea bună este o ancoră. O ancoră ajută vasul să stea pe loc, să nu intre în derivă. O ancoră ajută vasul să nu se răstoarne în furtună. Vestea bună este o astfel de ancoră. Te ajută să stai stabil. Înțelegând-o, cunoscând-o, te poți așeza odihnit și stabil, încurajat, încrezător în ceea ce ai înțeles, în credința pe care ai primit-o. Oricât de surprinzător ar putea fi, nu orice om caută reconcilierea, grațierea, chiar dacă autoritatea de peste el i-ar putea o oferi. Primul caz notat în istorie este cazul lui Émile Henry din Franța, anului 1894. Acesta a fost un anarhist francez condamnat la moarte pentru că a plantat o bombă într-o cafenea din Paris, ucigând mai multe persoane. Deși i s-a oferit șansa de clemență, el a refuzat, afirmând că nu regretă acțiunile sale și că nu dorește să fie iertat de un guvern pe care îl considera ilegitim. A fost executat prin ghilotinare. James French, în 1966, urmează o cale asemănătoare. French a fost condamnat la moarte în Oklahoma pentru uciderea unui coleg de celulă, în timp ce ispășea o condamnare pe viață pentru crimă. French a refuzat toate eforturile de a primi grațierea și chiar a făcut o remarcă cinică înainte de execuție, spunând: ce ziceți de titlul acesta pentru ziarele voastre? French fries. Cartofi prăjiți. French fries. Făcând aluzie la metoda de execuție, scaunul electric. Culmea, unii oameni pot primi, ar putea căuta clemența și au șanse să o primească și o refuză? Robert Harris, în 1992, a fost executat în California pentru uciderea a doi adolescenți. În ciuda eforturilor avocaților săi de a obține o amânare a execuției, în ciuda eforturilor lor, Harris însuși a refuzat să colaboreze sau să accepte demersurile avocaților săi, cererea de clemență, spunând că este pregătit să fie executat. A fost executat prin gazare. Oricât de surprinzător ar putea fi, nu orice om își dorește grațierea, reconcilierea, împăcarea. Vestea bună, Evanghelia, conține și oferta grațierii, a reconcilierii cu Dumnezeu, a împăcării cu El. Tu ai accepta-o? Pavel astfel își începe demersul în capitolul 5, versetul 1. Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care avem și intrare prin credință în harul acesta în care ne aflăm și ne lăudăm datorită speranței că vom fi în glorie cu Dumnezeu. Primul cuvânt al capitolului 5 este așadar, și când citim cu atenție de mai multe ori cartea către Romani, epistola către Romani, vom vedea o serie de cuvinte asemănătoare. Așadar, de aceea, fiindcă, ca urmare, prin urmare, deci, însă, căci. O serie de cuvinte foarte des folosite de Pavel în scrisoarea sa. Și ce-i cu asta? Ei bine, iată ce-i cu asta. Credința, teologia creștină, este în multe privințe o problemă de logică, o chestiune de deducție. Ea are sens, nu este sinucidere intelectuală și Pavel face o astfel de argumentare în toată scrisoarea către Romani. Este plină de așadar, de aceea, fiindcă, ca urmare, el mereu face o deducție logică, totul se clădește unul după celălalt.
Uitați-vă, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, până acum a vorbit despre îndreptățirea prin credință și a gradat lucrurile. A început cu depravarea omenirii și mâinile lui Dumnezeu care trebuie să se descopere din cer. Și apoi vine și vorbește despre convertire sau naștere din nou, care este pocăință plus credință. Pocăința este întoarcere de la păcat, iar credința este întoarcere la Hristos. Nașterea din nou sau convertirea este pocăință plus credință. Apoi, îndreptățirea este actul divin prin care Dumnezeu declară drept, achitat, fără prihană, pe cel ce se pocăiește și crede în Iisus. Persoana îndreptățită, am văzut data trecută, nu este dreaptă în sine, ci este îndreptățită din punct de vedere juridic, din punct de vedere legal, nu mai poate fi acuzată, este achitată. Este un fel de, dacă vreți o ilustrație vizuală, am putea ilustra astfel îndreptățirea aceasta oferită de Dumnezeu omului care se pocăiește și crede. Dacă eu îmi scot ochelarii și mă uit peste mulțime, văd niște fețe de oameni, dar le văd stâlcit, le văd deformat, le văd confuz, văd tot felul de pete pe fețele celor din fața mea. Așa vede Dumnezeu omul. Omul este pătat, păcătos, distorsionat de păcat. Și când mă uit așa la oameni, aș putea spune, mânia mea, spune Dumnezeu, se desfășoară peste ei. Îndreptățirea este un soi de Iisus Hristos, mă uit la voi prin Iisus Hristos acum. Și în momentul în care mi-am pus ochelarii, Iisus Hristos, vă văd întregi, vă văd curați, vă văd frumoși, vă văd întregi la locul vostru. Vă văd fără pete, fără murdărie, fără păcat, metaforic vorbind. Asta este înțelesul îndreptățirii. Dumnezeu, deși suntem așa și ne vede păcătoși, toți cei care se pocăiesc și cred prin Iisus Hristos, fiind îndreptățiți prin credință, Dumnezeu se uită și ne vede așa. Pentru că și-L pune pe Hristos înaintea ochilor Săi și atunci ne vede achitați, curățiți, rezolvați, întregi. După ce Pavel, deci, a prezentat necesitatea îndreptățirii în primele trei capitole, și calea prin care suntem îndreptățiți, de la 3:21 la 4:25, continuă astăzi cu roadele, cu rezultatele, cu consecințele îndreptățirii, dintre care consecința principală și prima pe care o menționează este împăcarea, reconcilierea. Astfel că ne vom uita la textul nostru în două feluri. Primele 11 versete, consecințele îndreptățirii, și apoi următoarele versete au de-a face cu două umanități reprezentative pentru noi. Consecințele îndreptățirii, 5 de la 1 la 11. Pur și simplu, acestea sunt câteva rezultate. Fiind îndreptățiți prin credință, spune Dumnezeu, uitându-mă la voi prin Iisus Hristos, uitați-vă ce aveți, care sunt consecințele. 1. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Adică, îndreptățiți fiind, suntem, împăcarea noastră este asigurată, ne asigură împăcarea. Pacea cu Dumnezeu înseamnă reconciliere cu El. În mod clar și necesar, ca să existe o reconciliere, este nevoie de două persoane. În cazul de față este vorba de reconciliere între om și Dumnezeu. Adică, pentru ca împăcarea să fie atinsă, trebuie să se întâmple ceva de partea lui Dumnezeu și ceva de partea noastră. Ambele părți sunt implicate în această împăcare. De partea lui Dumnezeu are loc îndreptățirea, achitarea noastră juridică, în baza faptului că a plătit El prețul eliberării noastre, a plătit El cu viața Lui pentru păcatul care cerea moartea, atunci când eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, spune versetul 10 din capitolul 5. De partea lui Dumnezeu este îndreptățirea, de partea omului este pocăința, înțeleasă ca regret pentru păcatele săvârșite și silința de a trăi după normele învățăturii lui Hristos. Deci de partea omului pocăința și credința înțeleasă ca încredere și ascultare zilnică de Hristos. Așa că împăcarea cu Dumnezeu este nevoia supremă a omului și cea mai mare realizare a lui. Când vine vorba de îndreptățirea prin credință,
Prima consecință a îndreptățirii este împăcarea noastră cu El. Este cea mai mare nevoie pe care o avem și cea mai mare realizare a noastră. Împăcarea cu Dumnezeu este un lucru tare straniu, tare bizar. Pe de o parte încălzește inima, am fost iertat, și răcorește înțepătura făcută de păcat. O a doua consecință. Avem și intrare prin credință în harul acesta în care ne aflăm, spune versetul 2. Adică ne asigură restaurarea favorii. Harul acesta în care ne aflăm, sau în traducerea Cornilescu, stare de har, înseamnă restaurarea favorii, restaurarea bunăvoinței. Adică fiind îndreptățiți prin credință, noi nu suntem doar împăcați cu El, nouă ni se și restaurează favoarea. Dumnezeu ne arată din nou bunăvoință. Omul îndreptățit devine fiu prin înfiere. Actul prin care Dumnezeu ne atribuie statutul de membri în familia sa. Prin îndreptățire, noi primim favoarea Lui. Devenim fii ai Lui. Ne redă statutul de fii. Și ăsta nu e un lucru puțin. Uitați-vă de ce. Toate actele divine privitoare la mântuire, nașterea din nou, ispășirea, îndreptățirea, reconcilierea, sfințirea, glorificarea, toate actele divine privitoare la mântuire sunt acte necesare și suficiente. Doar înfierea este un act facultativ, un surplus oferit din pură iubire. Adică am fi putut fi îndreptățiți și fără să fim înfiați. Dumnezeu ar fi putut să spună, ești achitat, vezi-ți de treabă. Dar El spune, ești achitat și ești fiul meu, te înfiez, te adopt. Este un act facultativ, făcut din pură iubire. Îndreptățirea se ocupă de poziția noastră în fața lui Dumnezeu, iar înfierea se ocupă de relația noastră cu Dumnezeu ca Tată. Privilegiile înfierii sunt prezente, dacă stăm să ne gândim la ele. Dacă suntem fii, suntem înfiați, avem posibilitatea să ne raportăm la Dumnezeu ca la un tată iubitor. Nu mai suntem robi, ci fii, spune Pavel. Ca fii, avem parte de călăuzirea Duhului Sfânt. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu, spune Romani 8:14. Ca înfiați, participăm și la gloria finală. Suntem moștenitori ai împărăției, spune Romani 8:16. Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Deci, fiind îndreptățiți prin credință, suntem împăcați, reconciliați cu Dumnezeu. Ni se restaurează favoarea. Dumnezeu ne arată bunăvoința și ne reface, ne redă statutul de fii. 3. Avem speranța că vom fi în glorie cu Dumnezeu. 5:2b. Adică ne asigură glorificarea. Și nici asta nu e puțin lucru. Pentru că nădejdea unui mâine glorios îți poate oferi putere pentru ziua de azi. Știind ce urmează, știind că urmează să fii glorificat, adică să primim trupuri noi, să fim în slavă mereu cu El, știind ce urmează mâine, am astăzi puterea să mă îndrept și să merg înspre locul respectiv. Când nu știi unde te duci, nu prea ai motivație să pășești într-acolo. Când știi ce te așteaptă, te duci, îți găsești resurse să fii acolo. 4. Ne lăudăm chiar și în necazuri. Fiind îndreptățiți prin credință, ne lăudăm chiar și în necazuri. Versetele 3-5 din capitolul 5. Adică ne asigură bucuria pe cale. Știind că ești îndreptățit în Hristos prin credință, că ești achitat, că ești împăcat, că favoarea ți-a fost restaurată, că te așteaptă moștenirea, glorificarea. În momentul acela ne lăudăm chiar și în necazuri. Avem bucurie pe cale, ascultați textul Scripturii. Dar nu numai atât, nu numai acestea trei, ci și ne lăudăm și necazuri. Știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce integritate, integritatea aduce speranță, iar speranța nu ne face de rușine, deoarece dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În alte cuvinte,
Știind că ești încredințat, știind că ești încredințat, că ești justificat, nici măcar necazurile nu te mai opresc pe drum. Pentru că știm, ca să devenim, trebuie mai întâi să depășim. Ca să devenim ceva mâine, trebuie mai întâi să depășim ceva astăzi. În viață nu există rezultate fără efort, fără investiție. De aceea, chiar și necazurile nu ne opresc din drum, știind că suntem îndreptățiți, justificați. Și să nu uităm ce promite Hristos celor ce vin la El cu pocăință și credință. Ce promite? Salvarea din mânia lui Dumnezeu, revărsată asupra păcatului. Promisiunea obiectivă, fără echivoc, a lui Dumnezeu, făcută nouă, este iertarea păcatelor și viața veșnică. Celelalte promisiuni, cum ar fi odihnă, bucurie, protecție, fericire, sănătate, bunăstare și altele, sunt relative și conjuncturale. Ele nu fac parte din pachetul promisiunii lui Dumnezeu. Pachetul promisiunii lui Dumnezeu este constituit din iertarea păcatelor și viața veșnică. Celelalte mici promisiuni sunt relative și conjuncturale. Unor le avem, altor nu le avem. Aceste promisiuni mai micuțe, conjuncturale, pot fi dezactivate atunci când Dumnezeu începe lucrarea de sfințire în noi. Și o să vedem duminica viitoare lucrul acesta. Uneori vin necazurile peste noi, dar noi ne bucurăm în ele. Pentru că nu ne-a promis o viață fără necazuri, fără suferință. Cine a spus, veți avea de suferit, aveți încredere în mine. Eu vă promit iertarea păcatelor și viața veșnică. Restul sunt conjuncturale. Bun, și de ce toate aceste rezultate, de ce această achitare omului, de ce aceste patru consecințe ale îndreptățirii prin credință? Și răspunsul îl găsim în ultimele versete, de la 6 la 10. De ce? Din iubire pură. Din iubire inexplicabilă. Din iubire nemaipomenită, neînțeleasă. Pentru că spune versetul 6, căci, din nou în căci, în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei lipsiți de evlavie sau pentru cei nelegiuiți. Într-adevăr, cu greu ar muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun, poate că ar îndrăzni cineva să moară, poate. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, pe când noi nu aveam nimic de oferit, pe când noi eram cu spatele întors, pe noi nu ne interesa Dumnezeu, noi ne bălăceam în păcatele noastre, exact atunci, în ciuda bălăcirii noastre în păcat, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu, prin Hristos. Căci dacă atunci când eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Iubire inexplicabilă. Să iubești pe cineva care merge împotriva ta. De ce l-ai iubi? Pentru că natura lui Dumnezeu este iubire. În sezonul 2, episodul 2 din The Chosen, este un dialog între ucenici acolo și mi-a rămas agățat de minte. Povesteau doi ucenici umblând pe cărările prăfuite ale Israelului și spune următoarele cuvinte. Am fost și eu ceva. Am fost și eu ceva până l-am cunoscut pe Iisus. După ce l-am cunoscut, ceea ce sunt este tot ce contează. Am fost ceea ce sunt acum îndreptățit prin Hristos este tot ce contează. Am fost, sunt. Am fost, sunt. El este Cel ce este. Fiind îndreptățiți prin credință, avem parte de patru consecințe copleșitoare. Și apoi, Pavel continuă cu partea a doua, cu secțiunea a doua,
Adam și Hristos, două umanități. Versetele 12 la 21. Multe asemănări și deosebiri. Pavel îi folosește pe cei doi ca să ne învețe niște lucruri, ca să își argumenteze mai departe împăcarea asta de care avem parte. Una este să fii sub Adam și alta este să fii sub Hristos. În ce fel? Haideți să vedem cum argumentează Pavel. Punându-i pe cei doi în contrast, de fapt vrea să ne spună Pavel următorul lucru, că mulți pot fi afectați, în bine sau rău, de acțiunea unei singure persoane. Adam și Hristos sunt capodei capii, capoditutii capii, dacă vreți, capii, reprezentanții omenirii, ei sunt șefii șefilor. Ei reprezintă pe orice ființă umană din lumea aceasta. Sunt doar două categorii, două umanități, dacă vreți. Una reprezentată de Adam și una reprezentată de Hristos. Adam este responsabil pentru păcat și moarte. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, iar prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea s-a răsfrânt asupra tuturor oamenilor, fiindcă toți au păcătuit, zice Pavel. Adam este responsabil pentru păcat și moarte și aceasta este spirala descendentă a păcatului. Așa s-au întâmplat lucrurile. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, prin neascultarea lui Adam. Prin păcat a intrat moartea în lume și moartea aceea a trecut asupra tuturor oamenilor, fiindcă toți au păcătuit. Bine, dar cum se întâmplă una ca asta? Două posibilități avem la îndemână. Când spune Pavel că toți au păcătuit, toți au păcătuit copiind și repetând păcatul lui Adam. Deci prin imitație. Pelagius a lansat această doctrină și el neagă existența păcatului originar. Omenirea a urmat exemplul lui Adam, oamenii s-au născut inocenți, dar prin luând exemplul lui Adam au păcătuit cu toții, toți au făcut vinovați de păcat și în felul acesta, omenirea este păcătoasă, prin imitație. O a doua posibilitate de a înțelege textul, toți au păcătuit, este următoarea. Toți au păcătuit, adică toți, omenirea întreagă, au fost incluși, făcuți părtași în păcatul lui Adam. Și fără să intrăm într-o dezbatere greoaie, gramaticală și exegetică, pe care am putea o face, dar nu știu dacă ne ajută, cea mai mare parte a teologilor se poziționează pe varianta a doua. Adică atunci când Pavel spune, toți au păcătuit, asta înseamnă că toată omenirea a fost inclusă, a fost făcută părtașă în păcatul lui Adam. Așa atunci un singur argument pentru liniștea poziționării noastre pe varianta a doua. Versetele 13 și 14. Ascultați că Pavel spune cât se poate declara. El spune așa. Căci până la lege, păcatul era în lume. Dar păcatul nu este imputat cuiva câtă vreme nu este lege. Până nu este o lege care interzice ceva, n-ai cum să acuz pe cineva că a călcat legea, că nu era legea respectivă. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, înainte de darea legii, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-o abatere asemănătoare cu cea a lui Adam. Exprimarea aceasta lui Pavel ne face să credem că toți au păcătuit înseamnă că toți au fost incluși în păcatul lui Adam. Înainte de a fi dată legea, înainte de a putea fi acuzați oamenii că au călcat legea, înainte de a fi scrisă legea ca să știi că ai greșit, moartea a intrat în lume peste toți aceia, chiar aceia care n-au păcătuit ca Adam. Poate un exemplu mai ușor de înțeles sau o ilustrare a ceea ce spune Pavel aici. Președintele unei țări, ca reprezentant al poporului, declară război țării vecine. Nu? Acel președinte este responsabil pentru păcat și moarte. Tot poporul lui devine părtaș al păcatului lui, fie că sunt de acord cu decizia lui, fie că nu. Cei pe care îi reprezintă președintele țării nu au de ales decât să intre în război și să sufere. Tot poporul suferă de decizia președintelui de a ataca țara vecină. Că-ți place, că nu-ți place, că ești de acord, că nu, tu ca popor suferi pentru că merge în război și pentru că războiul are consecințele lui. Ei bine, tot așa, ca reprezentant al omenirii, decizia lui Adam de neascultare de Dumnezeu s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Adam, președintele, a intrat în război
Și noi, toți urmașii lui, tot poporul ce iese din el, omenirea întreagă, suferim de decizia lui. De cealaltă parte, dacă vreți, președintele unei țări, reprezentantul poporului său, să spunem că decide ieșirea țării din război, decide pace, să facă pace. El este responsabil de pace și viață. Și tot poporul de sub el devine părtaș păcii decise de el. Și atunci, precum Adam a fost reprezentantul omenirii în păcat și moarte, Iisus Hristos a devenit reprezentantul omenirii în îndreptățire și viață. Pentru că Iisus, președintele, dacă vreți, a oprit războiul, a câștigat războiul, a făcut pace, iar toți cei ce au intrat în poporul lui se bucură de pace. Iisus Hristos a dus o viață ireproșabilă, în felul acesta a făcut pacea. A dus o viață ireproșabilă înaintea lui Dumnezeu, a ispășit El în locul nostru, nu noi am ispășit, El a ispășit ca să obțină pacea. Și toți cei ce sunt în poporul lui au parte de pace cu Dumnezeu și viață veșnică. Nu prin viața desăvârșită pe care o ducem, că știm că nu o ducem, ci prin reprezentarea oferită de Hristos. Și atunci, în concluzie, după cum suntem osândiți din cauza a ceea ce a făcut Adam, la fel suntem îndreptățiți datorită a ceea ce a făcut Hristos. Două umanități, fiecare reprezintă două categorii. Reprezentant al păcatului și a morții Adam, Iisus reprezentant al îndreptățirii și păcii. Acum, acest concept al reprezentării nu este singular aici în Romani. Îl vedem mereu pe paginile istoriei biblice și nu avem timp să intrăm în multe exemple. Păcatul lui Acan, știți foarte bine, se răspunde asupra întregului popor, tot poporul suferă pentru că Acan păcătuiește, ideea de reprezentare o găsim acolo, apoi găsim în întâlnirea între Avram și Melchisedec și mai târziu Levi, fiul lui Avram, strămoșul, urmașul. În Evrei 7 spune foarte clar Scriptura, 9 și 10, și într-un fel chiar Levi, cel care colectează zeciuielile, a dat zecioală prin Avram. Deși nu fusese născut atunci. A dat zecioală prin Avram, că cel era încă în coapsele strămoșului său, Avram, când Melchisedec l-a întâmpinat pe acesta. Avram dă zecioală lui Melchisedec și autorul epistolei către evrei spune, până și Levi, care colectează zecioielile, a dat zecioală lui Melchisedec prin Avram, deși încă nu se născuse, urma să se nască după sute de ani. Și atunci conceptul de reprezentare e acolo. Adam reprezintă o categorie a umanității, Iisus reprezintă cealaltă categorie. Depinde sub care ești. Și înainte de a trage câteva aplicații, o scurtă paranteză foarte importantă, zice. Începând cu versetul 18, Pavel trage o concluzie exploatată de unii teologi și foarte apreciată de unii credincioși. Pentru că este și convenabilă și aliniată mentalității societății noastre postmoderne occidentale. E foarte convenabilă. Ascultați versetele 18 și 19. Ce boost îți dă o astfel de cuvinte, îți poate da astfel de cuvinte. Deci, spune Pavel, așa cum printr-o singură nelegiuire a venit o condamnare pentru toți oamenii, tot astfel, printr-o singură faptă dreaptă, a venit o îndreptățire pentru toți oamenii. O îndreptățire care aduce viața. Căci așa cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot astfel prin ascultarea unuia singur, Iisus, cei mulți vor fi făcuți drepți. Și atunci, oare Pavel face ceva aluzie la universalism? Universalismul este un curent teologic destul de obișnuit. Și el ar putea fi definit astfel. Viața câștigată prin Hristos va avea un caracter universal. Adică este pentru fiecare om. Toată lumea va fi mântuită. La fel ca moartea provocată prin Adam. După cum toți mor, spun ei, din cauza alegerii lui Adam, tot așa toți oamenii vor fi mântuiți datorită învierii lui Hristos. Așa că, oricum, omul va fi mântuit. Dacă lipim aici de versetele 18 și 19, afirmația lui Pavel în 1 Corinteni 15 cu 22, lucrurile par să se agraveze. Ascultați ce spune acolo Pavel. Căci așa cum în Adam toți mor, tot astfel în Hristos toți vor fi înviați. Și aparent se creonează doctrina universalistă. Ei spun, vedeți, toți oamenii și cei mulți din versetele 18 și 19 par a fi sinonime, deci interschimbabile.
Asta înseamnă că toți oamenii vor fi mântuiți, indiferent de credința lor. Dar să nu uităm, cum am învățat de atâtea ori în anii aceștia, pasajele confuze se interpretează în lumina celor clare. Scriptura se interpretează cu Scriptura, pentru că nu se contrazice. Contextul imediat al pasajului dificil trebuie luat în considerare și contextul întregii Scripturi trebuie luat în considerare când te apropii de un text care pare dificil și simți că îți dă o învățătură ne la locul ei. Așa că în textul nostru și în contextul mai larg găsim argumente împotriva universalismului, pentru că ar fi o mare amăgire să îmbrățișăm această doctrină. Pentru că nu ne duce nicăieri. Să ne duce unde nu vrem să ajungem. Argumentele sunt câteva și le spun foarte repede. 1. Expresia toți oamenii nu înseamnă absolut toată lumea. Nu înseamnă fiecare ființă umană. Expresia toți oamenii o găsim și în alte locuri din Biblie, unde evident că nu înseamnă absolut fiecare ființă umană. Fapte 2:17. Se coboară Duhul Sfânt peste ucenici. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice om. Deci, acum s-au împlinit lucrurile acestea. Și să turnă doar peste ucenici. Adică și peste cei care au crezut atunci. Adică peste toate categoriile de oameni, peste oameni din toate națiunile, nu peste fiecare ființă umană. Fapte 19:10. Lucrul acesta, spune, a durat 2 ani, astfel că toți cei ce locuiau în Asia, auziți, toți cei ce locuiau în Asia, atât iudei cât și greci, au auzit cuvântul Domnului. Știm sigur că nu a ajuns cuvântul Domnului la toți cei ce locuiau în Asia. Evident, se referă reprezentativ la toate regiunile provinciei. Oamenii în toate regiunile au auzit, nu fiecare persoană în parte. Observați că expresia, deci, toți nu înseamnă absolut toată lumea. 2. Cele două comunități de oameni, cele două umanități, dacă vreți, asociate lui Avram, respectiv a lui Hristos, sunt asociate celor doi în moduri diferite. Adică suntem în Adam prin naștere fizică și nu avem nicio alegere de făcut. Dar suntem în Hristos numai prin naștere din nou și aici avem o alegere de făcut. Și atunci, asta face o diferență. 3. Îndreptățirea aduce viață pentru toți oamenii, spunea textul nostru. Asta nu înseamnă fiecare individ în parte, ci toți cei care primesc harul și darul îndreptățirii. Toți oamenii aceștia, toți oamenii care primesc harul și darul îndreptățirii. Versetul 17 din capitolul 5. Vor domni în viață cei ce primesc belșugul harului și darul dreptății prin acel unul singur, Iisus Hristos. Deci observați, îndreptățirea aduce viață pentru toți oamenii, nu fiecare ființă umană, ci peste toți oamenii care primesc belșugul harului și darul dreptății. 4. În scrisoare, Pavel sublinează repetat faptul că îndreptățirea este prin credință. Deci nu toți oamenii sunt îndreptățiți, pentru că nu toți cred. Și 5. Avertizmentele solemne, cum că în ziua de pe urmă mânia lui Dumnezeu se va revărsa peste toți aceia care își urmează propria voie păcătoasă, arată că nu absolut toți oamenii sunt mântuiți, ci unii vor petrece veșnicia în iad. E bine, aceste argumente fac foarte greu sau chiar imposibil de susținut conceptul mântuirii universale. Ce ne mai rămâne la sfârșitul capitolului 5? Greu, dens, consistent în argumentare. Ne rămân câteva aplicații care sunt foarte calde până la urmă. Nu-i așa? Oricine ar putea realiza un plan prin care oamenii buni să ajungă în rai. Fiecare nu ar putea realiza un plan cum să ducem pomul bun în rai. Dar doar Dumnezeu a putut realiza un plan prin care oamenii răi să ajungă în rai. Pentru că din momentul căderii, Dumnezeu avea de ales între 3 soluții. 1. Fie să divorțeze de om și să lase de capul lui. Omul s-ar fi autodistrus. Uitați-vă la primii doi oameni, Abel și Cain. Ce-ar fi urmat după aceea? Fie să divorțeze și să lasă pe om de capul lui. A doua soluție ar fi fost fie să-l pedepsească cu moartea, ai păcătuit, ești mort și am încheiat cu umanitatea. Fie să-l iubească. Se vadă nevoia și se sară în ajutor. Doar 3 soluții avea Dumnezeu la îndemână. Să divorțeze de om și să autodistrugă, să-l pedepsească cu moartea și să nu mai fie om, sau să-l iubească pe omul pe care l-a creat. Se vadă nevoia și se sară în ajutor. Prima soluție
divorțul de om ar fi dovedit o cruzime infinită. Acum îl fac și îl lasă să se desfacă. A doua soluție ar fi satisfăcut sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, dar ar fi negat iubirea și credincioșia care îl caracterizează pe Dumnezeu. Așa că abia a treia soluție, cea aleasă, împacă natura sa iubitoare și fidelă cu sfințenia și dreptatea sa. Așa că Dumnezeu, iubind și voind, a făcut un târg de nerefuzat. Noi putem primi totul în timp ce El plătește totul. Cum să refuz așa ceva? Aici vedem în planul croit de Dumnezeu cum dreptatea și pacea se sărută. Expresă din Psalmul 85 cu 10. Planul încropit de Dumnezeu este nemaipomenit. El îți dă totul și plătește totul. Așa că trei aplicații. Unu, iubirea lui Dumnezeu este imbatabilă. Iubirea lui nu este oarbă. Spune textul din Roman 5, pe când eram noi încă păcătoși. Adică îți cunoaște defectele și totuși alege să-ți facă bine. Îți știe pornirile și totuși alege să-ți facă bine. Iubirea lui nu-i oarbă, nu se amăgește, știe exact cine ești. Știe ce poți. Știe cât ești de amărât și de slab. Iubirea lui nu-i oarbă, știe cine ești, dar este imbatabilă. Scriptura spune că Dumnezeu a iubit agape lumea. Adică a văzut nevoia și a acționat în vederea rezolvării ei. Ăsta este sensul lui agape, o iubire care se jerfește, vede nevoia și sare imediat să o rezolve, să acționeze. Dumnezeu a iubit agape lumea. Dumnezeu n-a iubit eros lumea. El nu s-a îndrăgostit de noi, nu se simte atras romantic de oameni. Dumnezeu nu a iubit nici fileo lumea. Pentru că nu îi place de noi, nu are afinități intelectuale cu noi, nu are interese comune cu noi. El e Dumnezeu, noi suntem oameni. Dumnezeu nu a iubit nici prietenește lumea, fileo. Iubirea eros este centrată undeva aici, în stomac, nu aici sunt fruturașii aia. Fileo este centrată în minte. Afinități, interese comune, preocupări. Agape este centrată în voință. Agape vrea să poarte de grijă. Agape este un răspuns la nevoia, nu la atractivitatea sau inteligența sau preocupările cuiva. Iubirea lui Dumnezeu este un răspuns la nevoia noastră. Pentru că iubirea lui Dumnezeu este un exercițiu al voinței, făcut de bună voie, fără să aibă o cauză externă. Vai ce drăgălașe cu tare, vai ce inteligentă, ce preocupare asemănătoare cu a mele are, nici vorbă. Iubirea lui Dumnezeu este un exercițiu al voinței divine, făcut de bună voie, fără să fie motivat de o cauză externă, ci doar de natura lui intimă. Și când înțelegem astfel lucrurile, atunci, într-adevăr, iubirea lui Dumnezeu este imbatabilă. Pentru că valoarea unei astfel de iubiri este inestimabilă. Este iubire care vrea, iubire care nu se dă bătută niciodată, nici chiar cu prețul morții. De ce? Pentru că vrea. El vrea să te iubească. El alege să te iubească. Și ce îl poate opri dacă el asta vrea? Nimic. Nici chiar moartea pe cruce. De-aia iubirea lui este imbatabilă. Tu nu trebuie să-i câștigi iubirea. Pentru că El vrea să-ți o dea. O ai. Bunătatea ta nu-i poate câștiga iubirea, nici răutatea ta nu-i o poate anihila. Dar tu o poți respinge. Fă-o și viața ți se transformă într-o gură de mormânt și dincolo de ea nu te mai așteaptă nimic bun. Iubirea lui este imbatabilă. Nu trebuie să o câștigi. Nu. Eu câștigi prin bunătatea ta și faptele tale? Nici măcar răutatea ta nu o poate anihila. Pentru că o ai, El vrea să ți-o dea, e acolo, ți-o oferă. Dar eu poți respinge. Și aici este partea care îți dă fiori. O a doua aplicație. Adam este omul care a făcut cel mai nefericit târg din univers.
Și având libertatea ce avea înaintea unui suveran bun, pe robia, sclavia înaintea unui stăpân rău. Și a stricat urmașii, copiii, dacă vreți. Adam a decis pentru întreaga lume. Din fericire a venit un alt om, Iisus, care a decis și el pentru întreaga omenire, dar invers. Adam a creat o umanitate sortită la moarte. Iisus a creat o umanitate sortită la viață. Adam a vrut să fie ca Dumnezeu. Iisus nu a considerat ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Adam a refuzat să asculte de Dumnezeu. Iisus a ascultat de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. Adam în Eden a zis, voia mea, nu a ta să fie făcută. Iisus în Ghețimani a zis, voia ta, Doamne, nu voia mea. Adam a fost îmbrăcat de Dumnezeu ca să îi se acopere rușinea păcatului. Iisus a fost dezbrăcat de Dumnezeu ca să poarte rușinea păcatului. Așa că întrebarea practică este, ce târg faci tu? Continui pe linia primului Adam sau pe linia celui de-al doilea Adam, Iisus? Din ce umanitate faci parte? Care-i târgul pe care îl faci tu? Dai un stăpân bun ca să te înrobești în fața unui stăpân rău? Oricât de surprinzător ar putea fi, nu orice om caută reconciliere, am spus, grațierea. Și chiar mai surprinzător, nu orice om care primește grațierea o și acceptă. George Wilson, Statele Unite, 1830, este cel mai cunoscut și mai bine documentat caz de refuz al grațierii. George Wilson a fost condamnat la moarte pentru jaf și crimă după ce a jefuit o diligență poștală și a împușcat un agent de pază. Președintele american, Andrew Jackson, i-a acordat grațierea, dar Wilson a refuzat-o. Cazul a ajuns în fața Curții Supreme a Statelor Unite, care a decis că grațierea este un act de clemență care nu poate fi impus cu forța. Dacă un condamnat refuză grațierea, atunci aceasta nu are efect. George Wilson a refuzat grațierea și a fost executat, chiar dacă i se oferise șansa de a scăpa, șansa împăcării, șansa de a scăpa de pedeapsă. Este omul grațiat când Dumnezeu promulgă grațierea sau când omul acceptă grațierea? E bine, grațierea și a lui Dumnezeu intră în vigoare doar în cazul în care condamnatul o acceptă. Dumnezeu a oferit-o. În Roman 5 ne spune, avem pace cu El. El îți oferă împăcarea. Ce târg faci? O primești sau întorci spatele? Și ultima aplicație, căci așa cum prin ascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot astfel prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Modul acesta de exprimare a lui Pavel ne oferă motive să fim încrezători că un număr foarte mare de oameni va fi mântuit. Bun, și la cine ajută asta? Ne ajută. O astfel de exprimare, cei mulți vor fi făcuți drepți, vor fi îndreptățiți. Ne arată că sfera de acoperire a răscumpărării lui Hristos, deși nu are caracter universal, este foarte mare, va fi foarte mare, pentru că Iisus Hristos este mult mai în putere să mântuie oamenii decât Adam să-i ducă la pierzare. Așa că răspândește vestea cea bună. Sunt mulți aceia care vor fi mântuiți. Nu fi descurajat. Sunt mulți. Beneficiile lucrării de răscumpărare a lui Hristos vor întrece cu mult răul adus de cădere. Harul lui Dumnezeu este mult mai eficace în producerea binelui decât păcatul în producerea răului. Și atunci când citim astfel de texte în Roman capitolul 5, exprimările lui Pavel, harul va stăpâni, harul s-a dat din belșug, cei ce primesc harul lui Dumnezeu cu mult mai mult vor domni în viață, astfel de expresii ne pot da un imbol puternic de a evangheliza lumea, de a răspândi vestea cea bună. Pentru că Hristos cel răstignit și înviat stă pe scaunul de domnie acum, nu moartea și nici cel rău. La cruce păcatul și Satan au fost înfrânți, detronați, dezarmați în mod decisiv. O astfel de perspectivă îți dă elan, zel, motivație, speranță în lupta pentru sufletele oamenilor dragi. Ca să nu mai vorbim despre mesajul covârșitor al veștii bune. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.